mi-a fost destul de greu să aleg locul unde vom discuta despre reabilitarea infrastructurii rutiere a municipiului Târgoviște. Suntem la intersecția a două străzi recent reabilitate. Este vorba de Pârvan Popescu și de Calea Câmpul Lung. Este vorba de două străzi care fac parte dintr-un proiect foarte amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din Târgoviște, proiect care a debutat în luna martie a acestui an. Deci în aproximativ 7 luni au fost reabilitate și modernizate integral 12 străzi. Este vorba de străzile din microiul numărul 9, de bulevardele mari, cum ar fi Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății, unde aseară au fost finalizate lucrările de modernizare, mai sunt de făcut racordurile. De asemenea, discutăm de străzile din zona aceasta, deci Calea Câmpul Lung, Pârvan Popescu, se lucrează în acest moment pe Ana Ipătescu, se va intra pe Mihai Eminescu și pe Maior Brezișanu. De asemenea, se lucrează pe strada Cetății, pe strada Liniștei din municipiul Târgoviște și de asemenea se lucrează pe Calea București. Sperăm ca la finalul acestei săptămâni, cel târziu la începutul săptămânii viitoare, să se finalizeze integral și proiectul de pe Calea București și să reușim să închidem mare parte din ceea ce ne-am propus pentru acest an. Repet, până la această dată reabilitate deja în 7 luni 12 străzi. Mai avem pregătite pentru anul viitor încă 15 străzi. Lucrăm în acest moment la pregătirea, la realizarea documentațiilor tehnice și la obținerea avizelor, astfel încât să putem să spunem că avem în mare parte o infrastructură modernizată, o infrastructură modernă, recent reabilitată și care să ofere condiții de trafic foarte, 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 foarte bune. Nu mai amintesc și de proiectul care a fost finalizat la sfârșitul anului trecut. Este vorba de reabilitarea pe bani europeni a Bulevardului Regele Carol, a străzii Gării, a străzii locotenent Stancu Ion, a Bulevardului Mircea cel Bătrân și de reabilitarea pasajului de lângă PAFCOM, practic parcurgând cea mai importantă etapă de modernizare a infrastructurii rutiere la municipiul Târgoviște. De aceea am spus că e destul de dificil să alegem locul în care să discutăm despre infrastructura rutieră a Târgoviștei. Se lucrează de asemenea în acest moment și pe strada Fructelor, cartierul Pepeleac. Vor începe lucrările și pe Fluieraș. Și sper să, repet, să reușim să închidem cât mai multe zone, astfel încât să putem discuta de o infrastructură modernă în mai tot municipiul Târgoviște. Și suntem foarte aproape de acest deziderat, cu un buget de investiții de 1,4 miliarde, de aproape 1,4 miliarde de lei, din care aproximativ 90-93% reprezintă investiții atrase. Cred că municipiul Târgoviște se situează pe unul din primele locuri la nivel național, dacă este să ne raportăm la ponderea pe care investițiile cu bani nerambursabili o au în total buget de investiții. Sigur, există dificultăți financiare, există dificultăți bugetare, dar încercăm să facem față și încercăm să menținem un ritm foarte, foarte ridicat pe zona de investiții, cu precizarea că vom avea investiții importante și pe ceea ce înseamnă modernizare și reabilitare infrastructurii educaționale. Se lucrează la școala 10, se lucrează la școala 6, vor începe lucrările la grădinița 2, vor începe lucrările la grădinița 14, vor începe lucrările la grădinița 11, vor începe lucrările la școala Grigore Alexandrescu. Asta ca să discutăm numai ce avem până la finalul acestui an și, dacă avem noroc, vor începe lucrările și la Liceul Voievodul Mircea, tot până la finalul acestui an, pe acel proiect de aproximativ 45 de milioane de lei.